Vă rog, Natalia. În primul rând, bună seara tuturor prezenți în această sală. Vreau să vă spun că eu am venit la acest dialog social nu pentru a semna vreun pact cu reprezentanții puterii, pentru că tot ce eu am desemnat cu această putere sunt impozitele pe care noi cetățenii vă plătim lunar și pentru care puterea trebuie să ne garanteze servicii calitative. Dar se pare că nu toți prezenți în sală conștientizează acest lucru. Dacă noi astăzi asistăm la un dialog adevărat între puterea și societate, am o singură întrebare. De ce în această sală nu este prezent vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc? Sau acesta nu mai are nicio tangență cu puterea de Moldova, dar poate este o întrebare retorică. Vreau să spun că acei care au dus la starea actuală de lucru n-au niciun drept moral și capacitatea de a propune soluții de ieșire din actuală criză. Aceasta este părerea mea proprie. Dumneavoastră știți mai bine decât noi că alegerile din 30 noiembrie au fost câștigate printr-o mare minciună despre furtul din sectorul bancar, prin multe șmecherii promovate prin media controlată de către dumneavoastră și prin alte încălcări ale legislației în vigoare. Moldova a ajuns să fie guvernată cel mai prost în ultimii 24 de ani. E o stagnare aproape totală la toate nivelurile. Neprofesionalism și obscurantism peste tot. Profesionaliștii au fost înlocuiți cu oamenii care vă sunt personal loiali și dumneavoastră știți acest lucru. O singură persoană în stat care nici n-a binevenit să participe la acest dialog, mă refer la Vlad Plahotniuc, a instituit controlul asupra tuturor fluxurilor financiare din țară și dumneavoastră știți acest lucru. În sistemul bancar, în sistemul energetic, metal feros, telecomunicații și multe alte domenii. Având la îndemână Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și Justiție, acesta vă controlează și pe dumneavoastră, domnul Orfelat și Ghimpu. El vă șantajează, nu știu cu ce, cu dosare, cu alte informații, noi nu știm acest lucru.